450 din cei 500 de taximetriști din municipiu au solicitat, potrivit legii, majorarea tarifului practicat la kilometru. Consiliul local al municipiului Drobeta Turnul Severin a luat tag de dorința taximetriștilor și a pus în aplicare o prevedere legală. 450 din cele 500 de autorizații au făcut această solicitare în conformitate cu legea taximetriei, legea 265, precum și ordinul ministrului 243. Noi avem obligația de a analiza și a aproba tariful maximal pe care îl pot practica taximetriștii în municipiul nostru. S-a aprobat astăzi un tarif de 1,88 lei pe kilometru, după ce am făcut o analiză atât prin departamentele de specialitate, cât și analiza adusă, contabilă adusă de taximetriști. Ei au cerut 2,40 ceva, în urma analizei am ajuns la concluzia că 1,88 este prețul corect în urma inflației și a creșterii prețului la carburant, salarii și așa mai departe. Taximetriștii nu au modificat tarifele în ultimii 2 ani, astfel că profitul era ca și inexistent în condițiile în care comenzile s-au redus, iar prețul combustibilului a crescut. Și s-a scumpit carburantul și noi de o perioadă de circa 2 ani, 3 ani de zile nu am făcut mărire de tarif. Și s-au scumpit toate, deci nu mai puteam să rezistăm, era pe faliment, un tarif de faliment. Nu mai era deloc. E din acest motiv. Am găsit înțelegere aici, la Consiliul Județean, la Consiliul, suntem foarte mulțumiți. Și care va fi tariful max? Păi maxim o să vorbim cu firmele, nu o să fie, deci maximalul ce am înțeles acum, să se întâlnească firmele trele și să vadă cât. Nu vă pot spune un preț să vă spun cât va fi, dar nu va fi exagerat de mare. Nu se va mări cu... Nu se va mări cu mult, că nu, nici lumea nu are bani și nici, noi, dacă nu are lumea bani, nici noi nu putem să facem tariful exagerat de mare. Majorarea tarifelor pe kilometru ar putea să fie pusă în aplicare chiar de mâine. Noul preț va fi până în 1,88 de lei pe kilometru.